dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi, marți 13. Spun astrologică pentru noi, pești, e o zi norocoasă. Să știți că niciodată nu am crezut că acest 13 mi-aduce ghinion și nu cred că astăzi se va întâmpla ceva ne la locul lor, ei, cum vreți noastră. Singura problemă e că plouă. Cei care vă pregătiți să plecați la serviciu, să știți că trebuie să vă luați umbrele sau umbreluțe, după caz, pentru că afară plouă. Nu e frig, e chiar plăcut, doar că cerul își revasă lacrimile de fericire, vreau eu să cred, că până la urmă știm că după fiecare furtună, după fiecare ploaie, răsare soarele, dragii mei, și vine vremea bună. Așa e și în viață. Cred, nu știu, aștept să-mi spuneți dumneavoastră și aștept să-mi scrieți, așa cum ne-am obișnuit în fiecare dimineață, pe Facebook, mesaje, pentru că suntem în direct pe rețelele de socializare Facebook, YouTube, Instagram și TikTok. Găsiți acolo bucățele din emisiuni cu invitații mei, cu mine, când mai dau câte o bâlbă. O să dau și în dimineața asta, pentru că știu că le iubiți. Bine, să știți că unele dintre ele sunt regizate, dar sunt foarte multe care nu sunt regizate pentru că nu-mi iasă. E februarie și suntem în preajma zilei de 14 februarie, o zi împrumutată, dar care e dedicată iubirii. Și nu putea fi decât o emisiune despre artă, despre iubire, despre frumos, despre ce e deosebit în viață, ce ne face plăcere atunci când privim. Acum, nu prea înțeleg eu arta, știți, noi tot povestim. Nu înțeleg nici muzica, apoi la pictură, dragii mei, sunt de-a dreptul afoană. Tocmai asta e ideea. Am căutat pe cineva care iubește arta și nu oricum, stați să vedeți, că iubește arta într-un mod deosebit. Și cel mai deosebit lucru e că a și dus-o departe, în lume. Unde? Acolo în Mexic. De ce a dus arta în Mexic? De ce a dus pictura de aici, de la noi, de la Deva, în Mexic? L-am rugat chiar pe cel care a făcut acest lucru, nu odată, de două ori, pe Andrei Rossetti. Bună dimineața, domnul profesor! Bună dimineața, bine v-am găsit, bine te-am găsit! Și l-am rugat să vină să ne povestească cum a fost cu pictura de la Deva în Mexic. E a doua oară când faceți acest lucru și duceți pictura de la Deva la, în Mexic. Ama, nu știu mai nimic despre Mexic. Am mai căutat eu azi dimineață pe Google probleme, bă, dar știm că e în celălalt capăt al lumii. Și ce știm noi despre Mexic e ce vedem în filmele de acțiune, ca să nu spunem așa că suntem la matinal. Cam tot ce cunoaștem, cei care nu le avem cu plimbările, cum sunt eu, că nu m-am urcat niciodată în avion, știm despre Mexic ce ne arată regizorii americani. Dar eu am rămas foarte impresionată din postări. Mexicul e altceva. Cum a văzut un devian Mexicul? Cum ați ajuns prima dată în Mexic? Mergem la vizita de anul trecut, dacă eu nu mă înșel și mi-aduc eu bine aminte, că anul trecut ați fost în Mexic prima dată. Da, totul a început de la un gest al unui coleg din grupul nostru, Noima. Noima se cheamă grupul cu care am expus acolo, un grup care pot să zic că e într-un fel bătrân, în altfel tânăr, în sensul că e un grup longeviv, e un grup care de 20 de ani este în arta românească și iată în lume. Pe de altă parte, un grup tânăr, fiindcă dacă ne gândim la 20 de ani, e o vârstă bună pentru a fi tânăr și a trece oceanul, iată acum, a merge în Mexic sau a expune aici, în țară sau oriunde. Am ajuns în Mexic prin acest gest frumos al lui Sorin Scurtulescu. El e atent cumva să
facă cumva ca arta lui să ajungă în instituții din lumea asta și având o întâlnire cu ambasadorul României în Mexic, cu domnul Marius Gabriel Lazurca, Sorin i-a propus, uite, i-aș fi bucuros dacă una, două din picturile mele ar ajunge acolo, peste ocean, ar fi o bucurie pentru mine, a zis Sorin. Și gând la care ambasadorul a rezonat, atunci își lansa ambasadorul o carte în Timișoara și ne-am întâlnit așa la o cafea, ne cunoaștem de când eram mai tineri, din studenție. Și ambasadorul s-a bucurat și așa au ajuns primele picturi din grupul Noima la Casa Europa de Mexico, o instituție culturală din San Miguel de Allende, un oraș foarte frumos, un orașel foarte pitoresc, unde am poposit de fapt prima oară, în vară. Și de la această donație s-a ajuns la prima expoziție, o expoziție care a fost amplă, o expoziție în 4-5 săli și în care am arătat nu doar pictura, ci și performance-urile pe care le facem, intervențiile în natură, land art sau, ce știu eu, diverse fațete ale artei noastre, ale grupării Noima. Această expoziție din vară s-a numit Organism Viu, Expoziție Vie, fiindcă încercam să vedem acest grup nu doar ca pe o sumă de artiști, ci chiar ca pe, sau de pictori, ci chiar ca pe un fel de organism în care uneori căutăm să nu doar să povestim fiecare ce vede, ci chiar să compunem ceea ce vedem fiecare într-o vedere împreună, colectivă, să împărtășim timpul, spațiul și chiar să facem uneori lucrări împreună, lucrări colective. Așa a apărut prima expoziție. Am gândit-o ca expoziție vie atunci și, practic, ce s-a întâmplat acum la Puebla e tot o urmare a celui început. Am dus câteva lucrări, într-adevăr, așa, burdușite, ambalate cu grijă și puse în valizele noastre. N-am vrut să riscăm la început cu transportul de lucrări mari. Dar pentru a avea totuși o libertate în expunere, acolo, când am ajuns, am propus-o, am deschis într-o formă expoziție, ca apoi, și se vede pe ecran, chiar o lucrare realizată în primele zile de către Dan German, cu vedere de la terasa unde stăteam în San Miguel de Allende, un foarte frumos loc și casa aleasă foarte bine de Sorin, aveam o vedere extraordinară de acolo spre oraș și imediat au început să apară lucrările acestea noi, mai mari, mai mici. Am avut o perioadă de vreo două săptămâni cât am pictat acolo împreună în San Miguel de Allende și aceste lucrări au fost, pe care acum le vedem pe ecran așa adunate pe un perete, au fost expuse întâi în Casa de Europa, Casa Europa de Mexico, pardon, unde am făcut un nou eveniment cu o pianistă care are și origini îndepărtate românești, dar s-a născut în America de Sud și i-a dat cândva o palmă lui Ceaușescu în 62, e o poveste interesantă și asta, Lidia Gerber-Ohan. Ea a făcut un concert cu muzică românească, compozitor român de după George Enescu, atunci când noi am schimbat o sală și am pus picturile realizate acolo. Ei bine, cu aceste picturi realizate acolo și unii dintre noi cu teme noi, chiar teme inspirate de Mexic, ne-am reîntors acum, de data asta în Puebla, într-un loc foarte frumos, un oraș cu o parte veche foarte frumoasă, cu o parte nouă, foarte îndrăzneață și frumoasă, unde ne-am simțit foarte bine primiți. A fost o a doua întâmplare frumoasă sau a treia, fiindcă între ele am făcut și un mural în capitala Mexicului, în cadrul unui festival de artă murală, de pictură street art, să-i spunem, în care ei încearcă cu, prin colaborarea unuia din districtele de acolo, Miguel Hidalgo, cu ambasadele, să resusciteze o zonă care altfel e gri, e industrială, chiar pe lângă fabrica lor de bere cunoscută pe aici. Sunt mai multe, mă rog, beri pe care le produc acolo și pe acei pereți de pe arterele astea destul de circulate, mai multe țări au venit și au propus intervenții murale. Noi am dus acolo un citat din arta murală veche de la noi, din mănăstirile din zona Văii Oltului. Am luat un detaliu, un arhanghel, fiindcă era un cartier care purta numele arhanghelului Mihail. Am dus și noi un detaliu de chip de arhanghel Mihail. Acestea, să zicem așa pe scurt, primele noastre popasuri în Mexic. Un loc
pe care l-am descoperit nu ca în film, într-adevăr, dar sunt clișee care se verifică, într-adevăr, foarte multă culoare, oameni cum se cade, oameni inimoși, mulți oameni, comunități mari, Puebla pare un orășel, dar e al patrulea oraș din Mexic, are 6-8 milioane, nu mai știu exact, de locuitori. Comunități mari nu mai se știe, Ciudad de Mexico are peste populația României actuală. Când coboram întoși din Puebla seara, așa glumeam, coborând feleacul spre Ciudad de Mexico, vedea așa o mare de lumini ca în The Abyss, pe vremuri, în filmul acela cu science fiction. Deci e o mare de oameni, cu straturi diferite, oameni foarte săraci, oameni foarte bogați, oameni care trăiesc foarte sincer și simplu, vezi copii așa venind de la școală, cățărându-se, umblând liber. Deci vezi și o libertate și suferință, dar și culoare și, pe de altă parte, în planul artei, al culturii, foarte multe de descoperit. Mexicul e una din țările dinamice în zona artelor, de unde și ne bucurăm că suntem acolo, e un spațiu al surprizelor, de unde apar colecții foarte importante de artă contemporană. Nu mai vorbesc de trecut. Pictura veche, piramidele, lor am fost lângă cea mai mare piramidă ca volum din lume, cea din Cholula, unde chiar vezi straturile. E un strat de cultură, de spiritualitate veche, prehispanică, iar deasupra e o catedrală. Iar peste catedrală e Popocatepetl, care fumegă vulcanul. Deci vezi acolo aceste straturi și sociale, și culturale, și spirituale. E un amestec foarte interesant. Greu de înțeles doar așa din două ieșiri, am văzut câteva locuri, e o țară mare, chiar dacă față de Statele Unite pare mai mică, totuși e o federație de state cu 68 de limbi recunoscute și 360 ceva de, ei le numesc variante, nu dialecte, uneori de la o vale la alta nu se înțeleg între ei, în graiul, în limbile locale, deci foarte complicat univers, așa. Da, un fel de turnul Babel acolo, dar totuși oamenii se înțeleg, v-au durut mâinile? Nu ne-au durut mâinile, e foarte interesant și să vezi deschiderea lor. Sunt mai mulți oameni pe care am cunoscut acolo care ne-am trezit de pildă cu un ghid chiar în Muzeul Internațional al Barocului din Puebla, unde am expus. Abraham a fost însărcinat să ne plimbe prin muzeu de către șefii lui și ne-a luat pe mine și pe Dan German și haideți să vedeți expoziția permanentă, să vedem. Ne-am plimbat printr-un muzeu care e nou, e o clădire nouă, se vede puțin în imagini, e o clădire proiectată de un japonez, de Toyo Ito, un japonez premiat cu... O adevărată discrepanță. Eu când am văzut imaginile pe care ni le-ai trimis, dar o să-i mulțumesc. Bună dimineața, fratele lui Andrei, colegul meu de platou, Rossi, care de fapt e Raul. Astăzi am o plăcerea să am familia Rossetti alături de mine și sunt foarte bucuroasă. Fac o paranteză, dragii mei, îmi doresc de mult această emisiune și mulțumesc încă o dată lui Andrei că a făcut efortul să vină atât de dimineață la emisiune. I-am dat un pic programul peste cap. E o discrepanță fantastică pentru un om care nu percepe, ca mine, eu nu le am cu arta, am spus-o, recunosc, să vezi această clădire ultramodernă într-o zonă, comparativ cu imaginile anterioare pe care Rossi le-a difuzat pentru telespectatori, ai impresia că sunt două țări total diferite, două lumi total diferite. Și aici ați întâlnit, că rămânem la povestea pe care ai început-o, nu mergem mai departe, acel Abraham vorbea românește. Da, era pasionat de limbi străine și când i-am spus că suntem din România, ne-am trezit, mulțumesc, bună ziua, am început să înșiruie cuvinte românești. Și chiar înțelegeam, deci nu era doar că învățase, cum învățăm fiecare când întâlnim o altă cultură, câteva cuvinte de bun simț, așa să le spunem, să fim politicoși sau curioși sau deschiși. Ei bine, de multe ori s-a întâmplat să ne înțelegem mai ușor în românește sau în spaniolă decât în engleză, adică erau nuanțe ale cuvintelor pe care le percepea și făcea legături prin latinitatea noastră comună, mă rog. Da, sau data trecută când am fost, am ținut niște
masterclass-uri, niște cursuri, mă rog, workshop-uri, hai să spunem, de artă într-o zi și am avut niște studenți și am rămas apropiați de ei, chiar ne-am reîntâlnit acum cu unii dintre ei, Sofia și Jorge, și ei deja au reținut câteva cuvinte și vorbim, încercăm și noi să vorbim în spaniol, acum chiar în nahuatl nu prea reușim, adică cuvintele astea popocate, petl, și sunt mai greu de învățat de un român, dar le încercăm și pe astea să le cunoaștem cât de cât. Dar există, sunt oameni deschiși așa la prima vedere, așa mi s-a părut, și cu unii am rămas deja apropiați, prieteni, ținem legătura, povestim. E mai greu cu orele, fiindcă atunci când noi dormim, ei se trezesc și invers. Și asta, sigur că... Acolo am vrut... În primul rând vreau să te întreb cu ce se întoarce din Mexic un artist, din punct de vedere sufletește. Acum, eu am mers acolo și cu un fel de prejudecăți, să spunem. Noi am învățat, la istoria artei, am învățat despre straturile vechi, prehispanice, maia, astecii și așa mai departe, despre urmele de pictură rămase de atunci, fiindcă eu sunt pictor în primul rând, dar nu e doar pictură. Și am văzut acum multe din lucrurile pe care nu le știam, chiar la Cholula, lângă acea piramidă, am văzut ofrandele pe care le aduceau vulcanului Popocatépetl, mă rog, zeităților pe care le venerau ei atunci, în perioada prehispanică. Și am văzut ceramică, multe urme de pictură, am văzut asta și la Teotihuacan, la celelalte piramide cu Calea Morții și așa mai departe. Apoi am descoperit straturile ulterioare, sigur, influența culturii spaniole, dar mai târziu, pentru noi, pentru pictori, sunt cunoscuți muraliștii mexicani moderni și alături de ei, cred că mai recent, mai cunoscută e Frida Kahlo, soția lui unuia din pictorii muraliști, lui Ribera. Și am avut ocazia în aceste două ieșiri să văd mai multe muzee și clădiri în care ei au pictat. Acum am văzut și casa Fridei Kahlo, unde sigur că e un muzeu, dar sunt colțuri ale acelei case unde parcă simți prezența ei cu toate micile ornamente și obiecte frumoase de care s-a înconjurat și pe care intervenea uneori pictând sau făcând alte ce știu eu, intervenții în alte meșteșuguri, bucătăria, unde am văzut și eu vasele astea de mole, în care își prepară mâncărurile lor. Deci am vii de acolo cu, dacă am vorbit de mâncare și de artă, vii de acolo cu un exercițiu al gustului în mai multe sensuri, fie că e artă vizuală, fie că e artă culinară, fie că e, ce știu, societate. Ai găsit acolo ceva care o să te influențeze de acum încolo, o să rămână, să spunem, ca o amprentă peste artistul Andrei Rossetti? Nu știu, cred că e de vreme să spun asta. Am pictat acolo, am pictat câteva pânze acolo, am încercat să fac câteva schițe, am colectat în San Miguel de Allende, am colectat culori, efectiv. Luam culorile caselor și fotografiam așa mici palete. Eu am adunat material și am lăsat cumva, încerc atunci când merg undeva, fie că a fost un loc de aici, din munți, de pe dealuri sau la mare în Bulgaria, Portugalia, în Mexic, să fiu deschis și să încerc să las acel spațiu, acel univers să intre în universul meu. Încerc să învăț puțin limba, să ascult puțin muzica lor. Am venit cu, de exemplu, din librăria Pendulo, din cartierul Roma, din Ciudad de Mexico, unde am stat ore întregi, am fotografiat toate afișele și de când am venit îmi pun pe streaming tot felul de cântăreți de acolo ca să încerc să văd ce mi se potrivește din cultura lor, să zicem. De-a trecut am cunoscut o cântăreață de jazz care a avut concert în spațiul unde expuneam noi, Carina Colis, o percuționistă, mai rar vezi și vocaliști și percuționiști și femeie care să și impresionantă cu trupa ei. Acum s-a întâmplat să cunoaștem o cântăreață de pop alternativ rock care a venit într-o întâlnire cu alături de două românce de acolo. Am cunoscut români de acolo care și-au făcut familii, care sunt profesori universitari sau oameni simpli și au venit și ei la expoziția noastră. A fost
Da, oameni. Acum, să revin la întrebare, dacă îmi va influența asta arta mea, nu știu, o să vedem, dar deja în grupul noi mai există Dan German, de când a venit din Mexic, pictează foarte mult în spiritul a ce a văzut acolo. Vezi palmierii în ultimele lui picturi. El e primul care, în pictura căruia se simte mai tare întâlnirea cu Mexicul. Bun, el are și un... are un teren pregătit pentru asta, el e și cetățean american și stă în sudul Americii, în Texas, și ceva din universul și atmosfera Mexicului cred că a simțit deja de acolo. Vine, sunt comunități mari și acolo, sunt festivaluri pe săptămâni întregi în care vezi cultura mexicană în... familiile se adună, mănâncă împreună, muzica lor, deci cumva nu e prima oară când întâlnește, era mai pregătit ca noi pentru întâlnirea cu cultura asta. Nu se poate să nu pun întrebarea. O să ne întoarcem la vernisaj. Ne-am terminat povestea despre perioada expoziției și vernisajul care a avut loc, dar în povestea din această dimineață nu se poate să nu întreb, dar eu iubesc românii de dincolo. Sunt mulți români în Mexic. Te-ai întâlnit cu ei, asta am înțeles, o parte dintre ei. Și încă o întrebare, știi, ca să mergem la pachet, așa cum facem noi reporterii. Ce spun românii de acolo despre țara lor, despre România? Cum o văd acum după ce locuiesc într-o altă lume? Pentru că e o altă lume, asta e, că e foarte clar. O să-i întreb data viitoare. Nu m-am gândit să-i întreb asta, cum văd România acum. Am întâlnit profesoară, o doamnă care se ocupă de relațiile internaționale în cadrul Universității din Puebla. Și pe Dar sunt ei. Mulți români? Ai găsit o comunitate închegată? Nu cred că e atât de mare și poate nu atât de închegată. Am văzut că încă discutau. Am cunoscut, la noi la vernisaj au venit, cred că vreo în jur de 10, să spun, dar cu familii, cu tot erau mai mulți români. Unul înțelegeam că e cel care făcuse grupul de românilor de acolo. Se gândeau să facă grupul de orașe. Deci cumva e o comunitate care se dezvoltă, nu e atât de închegată ca în Europa. Țara e și mare. Da. Distanțele foarte mari, distanțele sunt mari între orașe. Dar am întâlnit, deci Ioana Cornea, de pildă, e filolog, e profesoară în Universitatea Autonomă din Ciudad de Mexico. Ea ne-a ajutat cu traducere și atunci când am făcut acele ateliere, în prima noastră ieșire, și ne-am împrietenit de atunci, acum ne-am revăzut și a venit, ne-am întâlnit și în Ciudad de Mexico, dar a venit și la vernisaj. Lavinia, Raluca sunt profesoare la Institutul Goethe și la Universitatea din Puebla. Au mai fost niște familii, un domn care avea un teren de golf și a venit și s-a bucurat foarte mult să vadă români, un alt domn care era de 20 de ani, ca și grupul noi mai acolo, și avea o familie foarte frumoasă cu copii și au venit și s-au fotografiat cu noi, ne-au adus dulciuri tradiționale de acolo. Și, dar cât apuci acum într-un vernisaj unde e foarte multă lume, a fost foarte multă lume. Dar ne întoarcem la vernisaj. Deci nu i-ai întrebat cum percep România astăzi? Am apucat să fim, am schimbat. Data viitoare o să te rog să fiu urechile și vorbele mele, o să îmi pare rău, nu mi-a trecut prin erau cap. Din Giurgiu, erau din Giurgiu, erau din București, erau din mai știu, Ineu, deci oameni din toată țara întâlnește acolo și când te întâlnesc, uite, Ioana care e din Ineu, imediat ce l-a întâlnit pe Dan German, am văzut că o rup așa pe un pic, pe cuvinte din astea, Doruț. Mai dinspre vest puțin. Dorucase. Adică imediat Ioana e și filolog foarte sensibil și imediat a regăsit fondul de cuvinte din zona natală și vorbeau între ei, începeam eu să zic, opa, ce e aici? Așa-s românii noștri, unde se întâlnesc? Să știi că și noi, eu știu, am fost plecată și într-adevăr, atunci când întâlnești un român... Am întâlnit, de exemplu, un român în Elveția, se trăgea din zona Petroșani, nu știa că sunt româncă, eram într-un grup de elvețieni și la un moment dat i-am zis, dar ești din Petroșani sau ești momârlan? A fost atât de bucuros când a auzit, și a fost o adevărată poveste. Aș putea face o adevărată poveste cu acel om. Da, într-adevăr, eu am curiozități să intre pe români
chestii din astea de suflet, așa cum percepie astăzi țara, după ce locuiesc o perioadă și mai ales în Mexic. Pare rău că nu am fost destul de receptiv la când ai fost plecată, că uite, puteam să te rog pe WhatsApp să le pui anumite întrebări și astăzi, sau să aș fi putut face o emisiune. Cred că ați făcut postul de noastră de televiziune, cred că a făcut a trecută un material. Data trecută, da. Și astăzi, colegele mele, stați aproape, vor face o știre în jurnalul de știri, cu siguranță va apărea o știre cu Andrei Rossetti și vizita lui în Mexic. Cât ai stat în Mexic de data asta? Acum a fost o vizită scurtă și foarte concentrată. A fost o săptămână, abia te obișnuiești cu orele, dar n-am stat. Acum am ajuns, m-am aruncat în muzeul Sumaya, o colecție privată, dar impresionantă, pe nu știu câte etaje, deci ești de acolo epuizat și o clădire și acolo foarte interesantă. Am încercat să mă lupt cu problema asta, cu fusul orar și să nu pierd vremea, fiindcă era o ieșire scurtă. A trecut am avut 3 săptămâni și acelea foarte concentrată, e păcat să pierzi orice moment acolo. Asta a fost o săptămână acum, dar când văd ce s-a adunat, mi se pare că am stat o lună. Am văzut postările, sunt foarte frumoase, urmăriți pagina de Facebook, Andrei Rossetti, e foarte ușor de găsit. Sau pe Noima, eu de acolo am primit o postare pe care încerc să-i trag esența, ideea e alta, e foarte lungă. În paralel cu expoziția Noima în muzeu, erau mai multe expoziții cu nume foarte mari. Ce expoziții au fost în muzeu în același timp cu expoziția Noima, cu expoziția voastră până la urmă? Că... Da, da, a fost o onoare pentru noi să fim într-un asemenea context. Puebla se mândrește cu un complex de vreo 20 ceva de muzee și Muzeul Baroc încearcă să se bată pentru primele muzee, pentru a fi unul din primele muzee mexicane, și vorbim aici de o structură, de infrastructură culturală foarte bine pusă la punct. O să revin, dacă e timp, și la partea asta tehnică, cum s-a derulat efectiv lucrul acolo. Dar referitor la ce era acolo, e prima oară când văd capriciile lui Goya, ca să nu mai spun că ele au fost în București expuse, n-am ajuns atunci în București, am văzut la Timișoara dezastrele războiului, alte gravuri ale lui, dar să fii într-un muzeu și să ai expoziție și peste doi pereți să fie Goya, peste alți pereți să fie acești muraliști mexicani și Frida Kahlo și Tamayo, suprarealistul lor, care, mă rog, e între cei cunoscuți din întreaga lume, între suprarealiști. Pe de altă parte, stampe japoneze. Există o expoziție, cred că urmează să se închidă curând, de stampe japoneze originale. Alte expoziții sunt, e un artist de origine africană care a venit din Marea Britanie cu anamorfoze, acele forme pe care doar când le privești din un anumit punct se recompune o imagine figurativă, un craniu, un portret, un animal, dar care sunt gândite așa ca forme, par niște forme abstracte și dintr-un anumit unghi vezi ceva care se configurează, vezi, ai așa, wow, acolo e craniul sau acolo e... O expoziție dedicată marmurei, făcută cu ambasada Italiei. Acest muzeu al barocului încearcă și colaborări cu aceste ambasade și între primele a fost și ambasada României și acolo am avut bucuria să fim noi invitați. Pe lângă aceste expoziții temporare există expoziția aceasta permanentă dedicată barocului și influenței, să zicem, culturii hispanice în Mexic, unde vezi mostre de ceramică, sunt niște tavane din palate austriece aduse acolo și montate pe tavanul. Aduse efectiv și montate? Acolo și remontate pe tavanul, mă rog, de arhitectură contemporană de acolo. E un efort și de logistică, sunt o grămadă de țări care au contribuit la această selecție de lucrări din lumea asta și instituții mexicane și... au un muzeu în care nu vezi tipul ăsta, fiind un muzeu nou, o clădire făcută nu de mult, cred că nu e un deceniu,
Barocul ești obișnuit să-l vezi în clădiri vechi, în clădiri impozante, din acea perioadă în general. E bine, aici, într-o clădire din asta altfel structurată și să vezi o astfel de expoziție, a fost o provocare pentru ei. Au gândit niște săli cu teme din astea, din baroc, cu felul ăsta de a încărca foarte mult al barocului, de a-l, cu frumos, de fuga asta de gol, care, mă rog, e mai veche, de la Aristotel, dar barocul a preluat-o, sau teme legate de timp, de, în fine, au făcut astfel de selecții și cu contribuind cu tehnologie interactivă. Bună oară, noi, când am făcut expoziția, am fost puțin supărați că am vrut să facem și o prezentare a performanțelor în documente video și trebuia să fie în expoziția noastră vreo, pe lângă ecranul mare care a fost acolo, vreo 6 televizoare pe care să ruleze acționismul Noima. Și nu știu din ce motive, la un moment dat au retras, au spus că nu veți mai avea acele monitoare și să regândim expoziția, ne-am axat pe pictură. Dar ajungând acolo am văzut că a fost bine așa, fiindcă tot muzeul este hipertehnologizat, erau, vezi, ecrane și interfață interactivă peste tot, pe lângă obiectele vechi și bine puse în valoare. Și atunci cred că s-au așezat bine lucrurile așa, fiindcă lumea a apreciat să vadă mai direct pictura, acum, nu într-o vitrină, fiindcă nu erau de data asta obiecte de patrimoniu, nu foarte băgate pe sub sticle de rame, ci o pictură făcută acolo și în care chiar episodul San Miguel de Allende era grupat așa pe un perete și percepeai cumva mai direct toată experiența noastră, unde sunt grădinile astea de interior luxuriante sau lumina din acel oraș văzută de pe terasa aia cu catedralele foarte frumoase de acolo. Și la vernisaj am bucuria asta, sigur m-ar fi bucurat să fie despre lucrările mele, nu era un mexican mai vârst, așa, era în spatele meu și îl auzeam spunând extraordinar, extraordinar. Și la un moment dat m-a luat deoparte, zice, tu ai pictat asta? Era vorba de o pictură a colegului meu, Sorin Scurtulescu, foarte cu pastă lucrată, așa savuros, și acel om efectiv nu vrea să se spună cât de să mult se bucură și ce să vadă bucuria, atât de direct o pictură, da, atât de și ea directă, așa cum... Foarte mulți oameni, dragii mei, dacă noi am scăpat din poze, revin cu această informație. Materiale găsiți pe pagina de Facebook a lui Andrei Rossetti și sunt foarte multe postări. Am fi putut să facem o emisiune doar din poze luate de la Andrei de pe pagină. Trecem un pas un pic mai departe și aș vrea să-mi povestești, sunt ferm convinsă că foarte mulți dintre telespectatori știu deja cine este sau ce este Noima. Dar hai să mergem totuși încă o dată în istorie. Am înțeles că Noima are 20 de ani, nu e foarte tânără, dar nu e nici foarte în vârstă, nu e străveche, dar e străveche pasiunea pentru artă. Noima e un grup până la urmă. Câți, cred, zic bine? Da. Da, am nimerit totul asta. Și nici nu i-am botezat. Câți membri aveți? Suntem cinci pictori. Patru dintre noi sunt formați în Timișoara, unul format în Brașov, Cosmin Frunteș. Dar hai să-i spunem pe toți cinci. Andrei Rossetti. Format în București, din Brașov, născut în Brașov, scuze. Așa, Andrei Rossetti. Andrei Rossetti, aici de față, Dan German a fost cu mine în Mexic. L-am văzut în poze alături de Andrei. Și alături de noi sunt între fondatori Sorin Scurtulescu și Ciprian Bodea, timișoreni. Ciprian e din Cugir, dar de mulți ani e stabilit în Timișoara. Și Cosmin Frunteș din Brașov, care, spuneam, s-a format în București, dar pe care, de fapt, eu l-am întâlnit înainte să-i cunosc pe ceilalți, sau, ba nu, pe Sorin îl știam, dar înainte să formăm grupul Noima, de fapt. L-am întâlnit în 2001, cred că. Și grupul a pornit în 2003-2004, cam atunci, în 2003 am început primele discuții, primele întâlniri. Da, sunt 20 de ani.
În grupare sigur au mai fost și alți colegi, unii au plecat, unii au venit, cum e Cosmin, dar de mai bine de un deceniu, cam asta e formula. De ce noima? Adică ce înseamnă noima până la urmă? Da, da, noima are, în românește îl folosim mai mult așa în glumă. N-are noima, are noima. Are noima, n-are noima. Eu mi-am setat o alertă pe Google ca să vedem când, dacă mai apar postări despre noi și de câte ori politicienii spun că ce face altul n-are noima, Google mă anunță că, deci e o problemă în sensul ăsta cu cuvântul noima. Cum a apărut numele ăsta, și asta e un episod simpatic într-un fel, că eram împreună cu Sorin Scurtulescu și cu Sorin Neamțu în primii ani. Sorin Neamțu era din primii și e fondator ai grupului și toți propuneam. Eu spuneam câte un nume de nor, Nimbus, nu știu ce, fiecare venea cu un cuvânt și tot ne trezeam spunând, n-are nicio noimă, n-are nicio noimă. Și dintr-o dată a zis, noimă? Și cum tot pronunțam acel cuvânt, sigur că, pe de altă parte, dacă e pe partea grecească a cuvântului cu nous, sens, noi mai e sens și dintr-o dată te poziționează așa pe o poziție arogantă, adică noi sunt cei care deținem sensul sau nu știu cum. Asta a fost o problemă de-a lungul timpului, dar am hotărât să o asumăm. La un moment dat ne gândeam să renunțăm la numele, mi se părea o haină prea mare, domnule, sens, nu știu ce. Dar adevărul ăsta e că noi atunci când ne-am reunit căutam un sens. Tocmai terminasem facultatea, nu mai era profesorul, el venea și îi plăcea să vină între noi și acum expune cu noi, Constantin Flondor, dar nu mai aveai tot timpul alături, nici cu prietenii nu mai erai în același atelier de școală să îți dai un sfat sincer. Și aveam nevoie încă de lucrul ăsta. Aveam și modele, exista grupul Sigma în trecutul Timișoara, eram plecați din acolo la Timișoara, din atelierele de acolo. Exista grupul Prolog pe care îl cunoscusem și încă e activ și el chiar poate cel mai longeviv grup românesc. Și ne plăcea ideea asta de grup. Și ne lipsea atelierul școlii și coridoarele și baia unde spălam pensulele împreună și povesteam. Și atunci aveam un limbaj comun, ne obișnuisem să discutăm despre pic sincer, că asta era important, că să adun niște oameni pe care să nu-i simți ca pe o competiție, ca un cadru, e și o competiție într-un fel, că te împinge la ceva mai bun. Dar când îți spunem acolo parcă n-ai nimerit-o, nu te superi, fiindcă nu e oricine, e un prieten cu care de 20 de ani faci lucrul ăsta și de la început am avut încredere în astfel de intervenții și când plecăm undeva și pictăm, facem aceste lucruri. Sau mai zic că după vreo 10 ani de activitate am început chiar să gândim lucruri făcute împreună. Spuneam că încercăm să vedem grupul și ca pe un organism viu care are un fel de ochi colectiv și ce vedem împreună. Încercăm să punem pe hârtie, pe pânză, pe... Deci au apărut tot fel de fațete. Asta e grupul Noima. În timp, el n-a însemnat doar pictură, a însemnat și ce am spus, lucrări colective, intervenții în natură. Astea au apărut și în contextul izolării. Nu mai puteai să faci eveniment public sau expoziție sau chiar taberele erau mai greu de organizat. Și atunci ne luam noi de noi cu rucsăcel în spate și gândeam astfel de semne pe care le... un fulg mare pe care l-am făcut din mălai, crengi, fâșii textile colorate pe dealurile de la Șirnea sau un litera lambda și octogonul din paie și pământ și sfoară și țăruși făcut pe terasele Mureșului. Au apărut și astfel de intervenții și ne plac foarte mult și sper să le continuăm. Tot felul, când am început prima oară să lucrăm așa în spiritul ăsta de a împărtăși spațiul și timpul în mod, să zicem, în literă, ne-am pus spate în spate ca mușchetarii și fiecare vedea, se lupta cu ce vede. Aici e ceva asemănător cu picioarele, e chiar un exercițiu de călcate, sau cum îi spuneam când eram mici, dar e tot o împărtășire a spațiului și a timpului. Spate în spate, față în față, încercăm să desenăm, să pictăm. Asta e, acum vedeți imagini chiar de aici, de la Deva, din Galeria Forma, unde am prezentat fără pictură personală gruparea Noima, doar din aceste acțiuni, intervenții natură, materiale video, fotografii, iată și pe elevii noștri care, și cei de la Cluj care au venit și au vizitat expoziția de aici din Deva.
Da, eu au apărut tot felul de fațete ale grupării și cred că e important și altceva, faptul că suntem foarte mult în călătorii împreună. Avem dificultăți atunci când ne adunăm într-un loc și conviețuim, cum se întâmplă cu oamenii, când unul ține cana nu știu cum sau altul nu spală farfuria sau așa. Nu avem exercițiu de a fi o grupare împreună într-un loc, dar avem un exercițiu deja foarte un rodaj, să zicem, în a organiza de la distanță lucruri și a ne reuni și a le pune în practică ca o echipă foarte bine sudată. Când am făcut intervenție murală în Ciudad de Mexico, era cineva cu noi care a zis, m-am uitat cum ați lucrat, am terminat în timp record, era anunțată lucrarea să se facă în 3-4 zile și noi în o zi jumătate am terminat, eram și un pic speriați că începea sezonul ploios și am terminat lucrarea și s-a putut face o inaugurare a acelei picturi, dar nu am țintit asta, dar așa ne-a ieșit, am lucrat așa ca o mașinărie. Am putut face o inaugurare împreună cu Israelul și Uruguayul și alte țări, a fost un eveniment foarte frumos și acela, în cealaltă ieșire din Mexic. Dar revin, călătorim foarte mult și avem exercițiul ăsta al pregătirii de la distanță unui lucru și atunci când ne întâlnim de a funcționa lucrurile. Așa am mers și în Mexic, dar acolo am dat de niște tehnicieni foarte buni, aproape că n-am avut ce face, muzeul lucra impecabil, oamenii aceia, echipa de acolo a fost extraordinară, lumini, 3 oameni pe lumini. Poate mi-ar plăcea ca cei care au putere de decizie în România să se uită un pic la Mexic în sensul ăsta. Eu nu știu. Știu că sunt săraci, că poate venitul lor, mă rog, nu sunt și foarte bogați unii, dar venitul lor cred că în medie e mai mic decât al nostru, dar nu știu cum au reușit să vede acolo o ambiție, o cultură mare, totuși reușesc să arate asta și prin instituțiile muzeale. Uitați echipa în lucru. Mi se par foarte sufletiști. Sunt foarte iubitori de oameni. Mi-aș dori, dacă noi, națiunea asta, am învățat de la, eu personal, mi-aș dori, dacă noi am învățat de la această națiune, acel grăuntele acela de iubire, știi, față de aproapele tău. Pentru că sunt foarte iubitori de aproape, să spunem așa, față de noi, europenii. Acum nu pot face o evaluare, e un univers imens pentru mine, Mexicul, dar din ce am întâlnit, da, și se probează asta nu doar, sigur că e o șocoajă turistică și la ei multă lume merge să vadă Mexicul și pentru a vedea mâncare, culoare, muzică, dar realmente toate acestea sunt acolo. Culoarea, muzica e peste tot, deci intri dintr-un loc în altul, pe stradă, sunt mariachi în fiecare oraș, dar nu e vorba doar de ei, îi vezi și muzica modernă, și jazzul, muzica contemporană, concertele pe care le-am, afișele astea de care vă spuneam și am ascultat, e plin peste tot și la fiecare colț de stradă găsești undeva un loc în care se cântă și cred că oamenii cântă mai mult. Poate și noi asta am putea învăța. Ce spuneam, sunt mai fericiți. Să știți că sunt oamenii care cântă și zâmbesc, sunt mai fericiți. Și mergem pe repede înainte, vreau să dau citire câtorva mesaje. Adrian Mureșan ne spune bună dimineața, Edi Hintz ne spune bună dimineața, Tanti Maria ne spune bună dimineața, bună dimineața, dragii mei, Daniela Enea, bună dimineața, Daniela dragă, Virgil Sărvastru ne spune bună dimineața, soare, Narcis Iulian Martin ne spune bună dimineața, dragii mei, vă mulțumesc, ne l-am oprit pe domnul profesor din a vorbi, pentru că așa suntem noi ăștia elevii cuvincioși, nu ne oprim profesorii niciodată. Andrei e profesor în adevăratul sens al cuvântului, trec mai departe fără să spun noima.ro, e foarte ușor. Google noima.ro și acolo vedeți acțiunile lor. Nu-l întreb, deși v-ați aștepta, dar nu o să-l întreb despre acțiunile următoare ale lui Noima, pentru că vreau să-l rog
să vină să ni le prezinte înainte sau după, să vină cu imagini și să facem din prezența lui Andrei la matinal, să-l aducem mai des aici, o să facem din prezența lui o binecuvântare și să vină mai des la Dale Dimineții. Merge la Sigismund Toduță pe repede înainte, nu scăpa, nu, că n-ai cum, fabrica de talente. Am învățat de la domnul profesor Demea că mi-a zis că șapte arte, știți? Șapte. Nu am prea priceput eu. Am căutat pe Google și am găsit că pictura e o artă, dar eu știu că arta plastică e o artă, cred. Presupun că asta predăm acolo la Sigismund Toduță, arta plastică. Nu pot să spunem doar pictură sau doar fotografie. Cred, nu știu, n-am fost. Întrebăm acum, stai să aflăm. Da, vă spun eu. Da, la liceul nostru avem trei direcții mari și, de fapt, măsurabile în trei clase. Sunt cei care merg pe arhitectură și design, deci nu doar zona de artă, ci și o zonă mai între artă și tehnologie, să spunem. Sigur, sunt clasele de muzică și noi, cei care predăm arte vizuale, și nu doar pictură. Eu predau în principal partea de studiul culorii, de cromatologie și pictură. Predau uneori și alte discipline, dar, de fapt, partea asta de învățământ vocațional de artă de la Liceul Toduță, de la Liceul de Artă din Deva, cuprinde... Sunt elevi care învață ceva mai mult din sculptură sau ceramică, alții care învață grafică sau, iată, pictură sau arte textile sau cam astea sunt secțiile, dar sper că n-am omis vreuna. Specializările pe care încep să meargă, sigur, nu vorbim chiar de o specializare, specializarea înseamnă învățământ superior mai degrabă sau cursuri dedicate, dar ei pleacă de la noi cu o profesie, pleacă cu atestate profesionale, mă rog, au acel examen de certificare a competențelor profesionale, pe lângă bacalaureat, pe care la orice liceu îl parcurg copiii aceștia noștri, tinerii noștri, cei de la artă pleacă, vin și susțin și un examen de specialitate, de certificare a competențelor și asta, să zicem, nu asta doar, dar în general partea asta vocațională, la fel ca la sportiv și la noi, îi face mai aparte. E un învățământ, după mine, mai interesant într-un fel, sigur că el limitează, fiindcă sunt foști elevi care au mers în zona medicinei, poate chiar a matematicii, dar e greu, totuși, programa de matematică e mult mai lejeră. Mai lejeră decât la un liceu de real, să zicem, de profil real. Dar atmosfera, după mine, este mai bună, mie mi se potrivește mai bine, nu predau la catedră, predau plimbându-mă printre șevalete și discutând prietenește cu ei și asta îmi place foarte mult. La fel fac cei de la cei care predau, ce știu, volum, perspectivă, desen tehnic sau artistic. Deci avem un colectiv de oameni în partea de artă care asta fac, astea sunt domeniile în care mergem, crochiuri, istoria artei. Uneori avem opționale interesante legate de, să zicem, arta în spațiu public sau diverse. Încercăm să-i creștem pe copiii aceștia. Nu toți continuă în domeniul artelor, dar cu siguranță toți cei care au fost la noi, eu așa cred, vor fi mai sensibili în zona asta. Și e o problemă aici, fiindcă România de câteva decenii are o problemă aici. A tratat orele de muzică, de arte, uneori chiar de educație fizică, ca pe ceva unde poți să faci dirigenție matematică sau română sau altceva. N-am nimic cu minunații profesori de matematică română, istorie sau alte materii importante pentru BAC sau, ce știu, pentru pregătirea ulterioară tinerilor, dar s-a neglijat o latură a personalității umane despre care chiar în România s-a vorbit și în anii 80 și înainte, că trebuie cultivată. Partea vizuală, partea auditivă, partea aceasta trebuie și ea șlefuită și dacă le neglijăm, practic creăm niște oameni care sunt, să zicem, nu sunt compleți, nu sunt... Exact ce spuneam, de asta nu-i Nu trebuie l-am să oprit. Ne mirăm că nu avem gust, că, ce știu,
facem prostii în arhitectura, în casele pe care le facem, în felul în care ne aranjăm interioarele sau chiar în felul în care ne purtăm atunci când lăsăm într-un gard un ambalaj de chipsuri, să zicem. Corect. Foarte frumos punctat, v-am spus. Rămân. Eu am rugămintea să iei alături de tine câte un tânăr, 2-3 talentați și să vii la noi la Dale Dimineții. Avem tineri talentați. Vă mulțumesc pentru invitație și vă spun așa un secret, că pregătim, nu e un secret de fapt, galeria din Deal, îi spunem noi, galeria liceului are o activitate continuă și acum este o expoziție acolo a colegilor mei. Urmează în martie și o expoziție în care și elevii cu care lucrez eu vor expune, nu doar ai mei, și ai Ioanei Moldovan și ai Ionelei Blaj. Și poate e un moment atunci să venim împreună și să veniți și dumneavoastră să vedeți ce fac acești copii acolo, ce expun. E o invitație să urcați dealul acolo la Tăduță, care e sus pe unde era liceul Traian în trecut. Bine, suntem împrăștiați în tot orașul, dar acolo funcționează partea de vocațională de liceu și cultura generală. Acolo avem și galeria și vă așteptăm cu drag în galeria din Deal. Eu știu că acolo sunt oameni minunați pentru că îi văd aproape în fiecare zi. Nu contează arta sau ce fel de artă, fabrica de talente de acolo, de la Sigismund Tăduță, dragii mei, funcționează foarte bine. Îi iubesc, îi felicit și pe elevi, dar îi felicit în mod special pe cei care sunt cadre didactice, profesori, așa pe înțelesul nostru a tuturor, pentru că dezvoltă ce e mai frumos în oameni? Sufletul. Pentru că atunci când asculți muzică, faci pictură, fotografie, nu știu, tot ce fac ei acolo, mă depășește. Dar dezvoltă iubirea. Sunt convinsă de asta. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. A fost Fugim o emisiune. La școală. A fost o emisiune foarte frumoasă. Încă o dată? Fugim la școală, că încep orele. Bat-o școală. Dragii mei, nu ne luăm la revedere. Așa cum Mexicul își păstrează tradiția, așa ne păstrăm și noi tradițiile. În piața agroalimentară din Deva, dragii mei, dacă iubiți tradiția românească și nu dați o fugă până în Mexic, că sunt vreo 17 ore de mers cu avionul, cred, într-o altă emisiune să povestim și cum a fost drumul, că sunt convinsă că a fost o adevărată aventură. În piața agroalimentară din Deva, Casa Țurcanu rămâne ancorată în tradițiile noastre românești. Gustul copilăriei, gusturile cu care am crescut, produsele, mezelurile, fără prafuri, carne curată. Mulțumim Bianca, Dani, piața agroalimentară din Deva. Nu uitați, bunătăți din Hunedoara, Casa Țurcanu. Alexandra Truță nu s-a abținut. Bună dimineața, soare, bună dimineața, domnule profesor, vă felicit pentru abordarea prietenoasă și caldă pe care o aveți cu elevii. O zi plină de frumos, mulțumim, Alexandra. Tot despre frumos vorbim și în clipele care urmează. În 15 februarie, în inimi generoase, știți? Acel buchet de inimi frumoase pe care Lavinia Nan le strânge mereu alături de ea. În 15 februarie, alături de Biblioteca Județeană Ovid Densușanu, Hunedoara Deva, vor organiza Cufărul cu povești, un eveniment dedicat Zilei Naționale a Lecturii. Ce facem, scrie aici? Citim cărți și benzi desenate, prezentăm cărțile noastre preferate, fiecare participant aduce cartea preferată pe care o prezintă, interpretăm personajul preferat. Evenimentul este gratuit și coordonat de cadre didactice cu experiență. Suntem așteptați, dragii mei, la Cufărul cu povești. Ați avut afișul pe ecran. O să revenim și cu alte informații despre acest frumos eveniment. Aici ne luăm la revedere. Dragii mei prieteni, vă doresc o zi de marți superbă, cu soare în suflet. Mâine dimineață, alături de mine, aici la Dale Dimineții, va veni Cristina Drăgulescu și Cosmin Cheban. Vom cânta pentru că mâine e 14 februarie. Și azi, și mâine, și poimâine, și toată viața, și în fiecare zi, nu uitați, fiți buni și dăruiți din iubirea voastră și spuneți cuiva, te iubesc.